Am căzut de comun acord să nu discutăm nimic despre asta, pentru că tu știi că am mai vorbit cu tine odată și oamenii m-au judecat foarte mult pentru bunăvoința mea. De fapt, că am vrut să o ajut și a și vorbit atunci la confesiuni la Petno, cât de mult am ajutat-o și cât am fost lângă ea și faptul că lumea cu toate astea m-a judecat, eu n-am vrut să mai apar și să mai vorbesc, pentru că oamenii au crezut că eu vreau să-mi fac publicitate pe spatele ei. Ea știe destul de bine și a și spus-o, că eu nu am nevoie de publicitate. Eu când de ani de zile, lumea mă cunoaște pentru cine sunt și nu s-a pus problema de reclam. Am avut o relație, toate lucrurile au fost frumoase, noi nu ne-am certat, încă suntem prieteni, vorbim, comunicăm, doar că din cauza răutăților din jur, a oamenilor care au comentat, am fost nevoiți amândoi să mergem pe drumuri separate ca să... Nici n-am vrut să-i fac rău în vreun fel sau altul din cauza că aveam noi doi o relație. Și am ajuns la de comun acord să începem cu relația și eu am rămas cu în continuare, vorbim, ne ajutăm de câte ori e nevoie și... Dar nu știu cât de prieteni ați rămas, pentru că am văzut nici măcar pe conturile de socializare nu mai sunteți prieteni. Da, nu mai suntem tot din cauza la lucrurile astea. Deci eu oricând, dacă vreți să mă chemați în emisiune, mă întâlnesc cu ea, vorbesc cu ea, n-avem nicio treabă și o să vedeți. Și lucrurile astea se vor vedea și din priviri și din absolut orice... și mimica feței, că noi nu avem nimic de împărțit și nu ne-am certat. Am convenit de comun acord să rupem legătura ca oamenii să vadă singuri și să nu mai vorbească, pentru dar că e absurd, e absurd că atunci când trăiești o poveste de dragoste, să o ghidezi după ce spune lumea. Uite că în meseria asta și în lumea în care ne învârtim, uneori e necesar să faci și compromisuri ca să nu... Bine, lucrurile au fost foarte grave, de-aia nici n-am vrut să vorbesc, pentru că toți oamenii consideră că inclusiv reclama negativă îți face bine. Și eu am vrut să elimin toate aspectele astea și să-mi văd de viața mea, fără să apar la televizor, fără să zică lumea că nu are nică la fuișor, vrea să-și facă reclamă pe spatele ei și toată lumea m-a făcut țigan. Lucru care mie nu-mi place deloc și nu cred că ura s-a dărat să îi face plăcere cuiva să o aud așa. Pentru ce? Nu am greșit nimănui, am fost foarte ok, eu m-am implicat, am făcut piese pentru noi, inclusiv ultima ei piesă e făcută tot cu ajutorul meu și am încercat să o ajut. Dar cel mai bine a fost lucrul ăsta, ea să-și vadă de viața ei și eu de viața mea. Atunci am căzut cu un acord amândoi și am zis, bă, e mai bine să te rupem și da, decât să o ținem așa langa. Toată lumea m-a judecat când deșeam împreună și așa și nu, adică nu văd rostul. Poate pare... de necrezut și amuzant în același timp, dar n-ai cum să trăiești așa în lumea asta, pentru că am fost foarte criticat și judecat și nu... Din bătrân o vorbă spune să nu te iei după lume, că oricât bine ai face, gura lumii tot nu tace. Din bătrân o vorbă spune să nu te iei după lume, că oricât bine ai face, gura lumii tot nu dace. Dacă era o dragoste puternică, cred că nu conta până la urmă gura nimănui. Crede-mă că a fost foarte puternică, dar să trăiești câteva luni de zile în critici și mai ales pe canalul meu de YouTube și pe toate aparițiile noastre, dacă să te uiți să vezi acolo, să vezi câte injurii la adresa mea, adică sunt foarte greu de suportat și nu înțeleg de unde atâta răutatea oamenilor. Fără să fac nimic, lumea știe destul de bine cu ce formație cânt eu, la ce nivel sunt, adică eu sunt lăutar într-adevăr în sens al cuvântului, nu aveam nevoie de promovare de asta la televizor ca să mă cert sau să ajung la chestii de astea doar să mă știe lumea, nu accept chestia asta și n-am ce fac niciodată. Și au vorbit foarte urât despre mine și au făcut știri care mie nu-mi convin și au făcut un reportaj care pe mine m-a deranjat, nu vorbiți în numele meu atâta timp cât eu, nu deranjez pe nimeni, eu nu am treabă, nu bat în pâinea nimănui. Nu am sunat niciun reporter, nicio televiziune să mă duc să apar sau să fac șmecherii sau chestii. De ce să vorbiți de mine fără ca eu să fac nimic greșit?
Și de asta am și renunțat, am spus atunci că nu vreau să mai apară, știi? Dacă sunt niște știri corecte, ok, apreciez, îți mulțumesc din suflet, dar dacă să apară chestii eronate și să-mi întoarcă cuvintele pe toate părțile, atunci o să fie nevoie într-adevăr să ies să comentez. Ți-am urmărit și vlogurile în care mărturiseai faptul că tu nu-ți dorești să te însori, nu-ți dorești copii, da, poate și lucrurile astea au cântărit? Nu, n-au nicio legătură, aș știu de la bun început și nu s-a pus problema de asta și toți oamenii știu, mai ales că am fost și la TV Show și au văzut în emisiune tatuajul după mână. Nu nicio relevanță, relații pot avea oricând, dar asta e o chestie pe de viață în care nu m-am gândit niciodată să mă însor, nu m-am gândit să am copii, adică fiecare își decide viața așa cum consideră. Că Dumnezeu schimbă lucrurile astea doar cu puterea lui să schimba oamenii și ea încă este plecată, probabil când va veni în țară, cu siguranță să vă vezi cu ea și că, dacă va fi să fie, vom continua și să mai cântăm împreună, adică n-am nicio problemă, sunt foarte deschis și ea e la fel, adică noi nu ne-am certat sub nicio formă. Și îți spun sincer, noi nu ne-am certat, noi n-am avut discuții nici asta. Ea la vârsta ei o fată foarte matură, crede-mă din suflet și ne-am înțeles. Crede-mă pe cuvânt, mă cunoaște foarte bine ca om, știe cine sunt eu, știu cum e ea și nu am avut absolut nici o ceartă, sub nicio formă de treabă asta. Am discutat amândoi, bă, uite care e situația, pe mine mă deranjează lucrurile astea, pe tine astea, dar e mai bine decât să ne supărăm, să ne facem rău sau să trăim în chestia asta. Cercul ăsta vicios, hai să renunțăm și să ne vedem de treburile noastre, rămânem prieteni și cu tare. Și într-un final, cu greu, am reușit amândoi să ne distanțăm și așa s-a întâmplat. E singur acum? Da. Da, sunt singur și voi fi în continuare. Oricum am fost o persoană singură. Adică nu am optat după relații, nu sunt genul, dar toate vin de la sine, de la bunul Dumnezeu. Dacă Dumnezeu hotărăște pentru mine să fiu cu cineva, sunt. Dacă nu, nu. Exact cum a fost cu mine și cu ea. Așa a vrut Dumnezeu să fie povestea noastră. Toate țin de Dumnezeu și o să merg înainte. Nu am relații, dacă și oricum nu sunt genul care se mă arunc așa în relații de astea. Nu e. Am o viață foarte activă, în primul și în primul rând, stau foarte mult plecat, muncesc foarte mult și cânt și oamenii care cunosc branșa în care mă aflu eu și la ce nivel știu cât de mult sunt eu de ocupat și cât plec de acasă și nu-mi permit să... Și nu e nici caz, adică nu. De-abia ce noi doi ne-am despărțit, ca să spun așa, dar e mult spus despărțit, încât eu să mă apuc acum să umblu cu altcineva, nu pot. O mai iubești? Sincer, prietenește, ți-o spun că țin la ea. Nu cred că mai e vorba de iubire, că a trecut atâta timp, dar țin la ea foarte mult și nu... Da, da, drumurile noastre s-au separat și... Pe plan artistic, dacă Dumnezeu va vrea cu noi și o să trecem de perioada asta, cu siguranță. La momentul de față, toate lucrurile trecuri foarte prost și nu... Din nevoie de bani, fiecare ne luăm drumul, stângea-n dreapta și sperăm să... Ajungem pe făgașul normal. Nu știu de ce am crezut în vorba ta. Te-am ascultat cu inima. Îmi plăcea cum mă linți. Credeam când spuneai ce simți. Nu știam atunci că tu mă minți. Consider că povestea unor oameni care la un moment dat formează un întreg nu se termină din cauza unei jumătăți. Din păcate, lucrurile nu au fost așa cum ne-am dorit și iată că gura lumii nu o astupă nimeni, așa cum reiese și din melodia noastră. Influențele și gândurile negative din jur au avut un impact mare asupra relației noastre și asta a și dus-o la sfârșit. Iată că iubirea nu este de ajuns într-o relație și dacă dorințele și aspirațiile sunt diferite, dacă în viață nu îți dorești lucruri similare cu cel de lângă tine, intervine incompatibilitatea. Eu sunt omul care nu pleacă de undeva până nu încearcă toate modalitățile să ajungă la un rezultat bun, însă nu toate lucrurile în viață ies așa cum ne dorim și nu le putem forța. A fost, este și va rămâne un om special în viața mea, lângă care am amintiri minunate și care a pus o amprentă puternică din toate punctele de vedere. Atât alături de el, cât și de familia lui, am format la un moment dat o familie ce mi-a rămas în suflet. El știe că îi doresc tot binele din lume și că îl susțin în tot ceea ce face. Însă Dumnezeu știe ce să facă mai bine cu viețile noastre și nu tot timpul ceea ce ne dorim este și ceea ce avem nevoie cu adevărat. Nu renunț, nu renunț la...